Matei, capitolul 26, începând cu versetul 6. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta Iisus la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săraci. Când a auzit Iisus le-a zis, de ce face supărare femeii? El a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Doamne Iisuse, stăm înaintea mesei tale. Stăm cu tine la cină în această seară. Cuvântul pe care ne l-ai dat și la momentele de rugăciune și acum este special. Este un cuvânt de viață. Este un cuvânt de ridicare. Este un cuvânt de transformare. Te rugăm în continuare acestei seri, prinde atenția noastră. Sunt atât de conștient, Doamne, că dacă doar eu vorbesc, pierdem vremea. Însă sunt la fel de conștient că dacă Tu vorbești, vom prinde veșnicia. Te rog, Duhul Sfânt, deschide-ne inima tuturor. Deschide-ne Scripturile tuturor. Sfințește viața noastră prin Cuvântul Tău și dă-ne harul să primim Cuvântul Tău și să practicăm Cuvântul Tău și mulțumesc că ești în locul acesta și mulțumesc că inimile răzvrătite le vei converti, le vei îmblânzi și la cei ce strigă către tine le vei da viață, ridicare și vindecare spre slava numelui Tău, Tată. Lucrează de dragul numelui Tău și a slavei Tale. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Matei, capitolul 26 este cel mai important din întreaga Biblie. Dacă am fi în Matei 27, Matei 27 este cel mai important din întreaga Biblie. Fiecare text, fiecare verset din Biblie este cel mai important din întreaga Biblie, însă pasajul acesta este special și este și are o încărcătură spirituală nemaipomenită textul acesta pe care l-am citit. Pentru că suntem la masa Domnului, suntem la cina Domnului în această seară și mă bucur că ați fost de acord să avem cina Domnului în seara aceasta, că până la urmă cină înseamnă cină. Cină înseamnă cină. Mă bucur că și eu am vrut să fiu cu dumneavoastră pentru că dimineața n-am fost, după cum unii v-ați dat seama, însă mulțumesc că ați acceptat și sunt un pastor foarte bucuros din cauza aceasta. Însă, textul ăsta este pentru mine plin de o conotație și de o încărcătură care pulsează cu viață. Maria, femeia care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, ăsta este numele ei. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon, leprosul s-a apropiat de el o femeie. Și în alte Evanghelii, Biblia dă numele acestei femei. O femeie cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și pe când sta Iisus la masă, ea a turnat mirul pe capul lui Iisus. Era un mir foarte scump. Așa, în următoarele minute, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă vorbesc despre extravaganța iubirii. În întreaga Biblie, în întreg Noul Testament, femeia care l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos, ucenica aceasta, care l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos într-un fel special, este Maria. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu extravagant. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care îi face plăcere să ne dea ce are mai scump. Și Biblia spune că Dumnezeul Bibliei ne-a dat
Ce a avut El mai scump? Ce a avut El mai valoros? Ne l-a dat pe cruce, pe lemn, pe Iisus Hristos, Fiul Său, să moară pentru noi. Niște bandiți. Ni l-a dat să moară pe singurul Lui Fiu. Puneți-vă o clipă în locul Lui Dumnezeu. Câți dintre noi are un Fiu? Unul singur. Și și valoros. Păi și Dumnezeu. Câți dintre noi am fi dispuși să-L dăm jertfă pentru niște nelegiuiți, pentru niște infractori, pentru niște râne? Nu cred că există cineva de genul acesta în această seară. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu extravagant. Slăvit să fie Dumnezeu. Însă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este și El, la rândul Lui, un Dumnezeu extravagant. Pentru că Domnul Iisus Hristos, de dragul nostru, și El a dat ce a avut mai scump. Și-a dat viața. Și știți că Domnul Iisus Hristos, pe lemnul crucii, fraților, nu era țintuit de piloane. Nu. Greșiți. Cei ce cunoaștem puțin profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, știm că Iisus Hristos, când era atârnat pe lemnul Golgotei, pe lemnul crucii, nu era acolo ținut și reținut de piloane, de niște cuie, ci era ținut acolo de dragoste. De dragoste pentru mine, un păcătos, pentru tine, un păcătos, Iisus Hristos nu era ținut pe lemnul Golgotei de cuie, ci de dragoste. Pentru că El și-a dat viața de bună voie pentru toți aceia care cred în El, slăviți să fie numele. Însă, în cazul Mariei, femeia aceasta, trebuie să vă spun o chestiune și să ies puțin din schița pe care mi-am încropit-o pentru seara aceasta. Trebuie să vă spun că ceea ce mă uimește pe mine la Domnul Iisus și tocmai din cauza aceasta Iisus Hristos a venit să ne mântuiască, dar și să ne scandalizeze. Spunea Părintele Nicolae Ștaina. Ceea ce mă uimește pe mine la Domnul Iisus, și eu sunt încântat, pe mine nu mă scandalizează pe alții, însă i-a scandalizat în mine, este că Domnul Iisus Hristos, unor femei și femei de moravuri ușoare, le-a spus unele dintre cele mai importante adevăruri divine. În Ioan la capitolul 4, Domnul Iisus Hristos stă cu o femeie care la 12 ziua a venit să scoată apă din fântâna lui Iacov, din Sihar, fântâna aceea. Și îi spune unei femei care au avut vreo 5 bărbați și ăsta cu care locuia acum concubinul tot nu era soț, nu era căsătorită. Și aceste femei de moravuri ușoare, frivolă am putea să o numim noi, Domnul Iisus îi face o descoperire uimitoare și vorbește pentru prima dată de închinare și îi spune cum este închinarea adevărată. Și spune, închinarea, fiți atent, unei femei de moravuri ușoare, Iisus Hristos îi spune, închinarea adevărată are două mari ingrediente. Închinarea adevărată este în Duh și în adevăr. Amin. Amin. Această femeie din Matei, capitolul 26, se apropie de Domnul Iisus Hristos și Biblia spune că s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când era Iisus la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. Ucenicilor le-a fost tare necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Fiți atenți, Maria parcă a simțit Duhul lui Iisus Hristos. Maria parcă a simțit Duhul lui Dumnezeu și parcă îl cunoștea pe Dumnezeu și pentru câteva momente a devenit aproape ca Dumnezeu. De pe paginile Scripturii, femeia care se remarcă într-un mod formidabil este tocmai Maria. Pentru că ea a dat dovadă de iubire extravagantă. Femeia aceasta a iubit la modul extravagant. Și acum, vreau să vă notați câteva adevăruri și aș vrea să învățăm câteva adevăruri despre iubirea extravagantă. Primul adevăr, dragostea extravagantă nu calculează prețul niciodată. Și ce a făcut femeia aceasta? Zice că a venit cu un vas de s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și în alte evanghelii sinoptice paralele ni se dă exact și cât valora era
salariul unui muncitor pe un an de zile. Cam atât valora, așa spun specialiștii, parfumul acela de mare preț. I-am cumpărat soției mele un parfum când am fost în Grecia. Mă rog, mi-a dat ea bani să-i cumpăr. Acum să vă spun toți, să vă ziceți că se rog. O să vă schimbați părerea despre mine. Nu se vă minus, totuși luați partea bună. Și m-am dus eu pe acolo, m-am dus. Păi, numai parfumul scump. El am luat pe cel mai scump. El am luat pe cel mai scump. Am mai pus eu ceva de acum. Am făcut pe grozaur. Însă, fraților, vă rog să rețineți adevărul acesta, dincolo de zâmbete și de glume care ne desprețesc puțin ființa și viața. Dragostea extravagantă nu calculează prețul. Cuvântul Domnului, prin Evanghelistul Matei, spune că femeia aceasta a venit cu un parfum foarte scump și l-a turnat pe Domnul Iisus, pe părul lui, pe picioarele lui și a făcut o jertfă a extravaganței. Dragostea extravagantă absolut deloc nu calculează prețul. Maria, ca și Dumnezeu, a dat și ea ce a avut mai scump. Să vă spun ceva. Dacă nu iubim extravagant, de fapt, nu iubim. Mă bucur că m-ați încurajat un pic. Însă, știți ce ne învață Duhul lui Dumnezeu în acea seară? Că dragostea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie o dragoste extravagantă. Amin. Dacă dragostea mea față de Dumnezeu nu-i extravagantă, dacă dragostea mea nu e extravagantă, să știți că Domnul nici nu are nevoie de ea. Femeia aceasta a dat ce a avut, ea mai spun. Dragostea, vă rog să rețineți, dragostea adevărată, dragostea autentică, e dragoste extravagantă. Dragostea extravagantă nu face economie și ce face dragostea adevărată extravagantă? Risipă! Domnilor, cei ce sunteți căsătoriți, trebuie să învățăm să iubim extravagant. Alo, am. În sfârșit se vede că Claudiu la dragostea pe tine. Bine și cu mine. Și cu Cătălin, care nu se poate altfel. Trebuie să învățăm să iubim extravagant și să începem cu Dumnezeu. Dragostea extravagantă nu face economie, ci risipă. Dragostea reală, dragostea autentică, plăcută lui Dumnezeu, este o dragoste risipitoare. Zgârcenia lui Iuda, pentru că în textul acesta Iuda și alți câțiva ucenici au spus, de ce a trebuit să risipească parfumul ăsta de mare preț? Trebuia să se vândă și să se dea sărașul și făceau ei pe eroi, știi? Am făcut eu cu parfumul de peste. Făceau, bine, așa și mai și erau bandiți, bă, ca nu sunt. Și Iuda spune, parfumul acesta s-ar fi putut vinde și cu banii lui și cu banii de pe parfum să dăm săracilor și să-i facem cu ăștia pe săraci să se ajutăm. Ideea nu era rea. Ideea nu era rea. Dar nu se potrivea în cazul acela. Și fiți atenți la adevărul acesta formidabil. Zgârcenia lui Iuda scoate în evidență extravaganța Mariei. A iubirii sale. Iuda era un zgârcit. Ne ferească Dumnezeu de oameni zgârciți. Așa zgârciți și noi. Oamenii extravaganți, cu dragoste extravagantă, ei au inimă mare. Au inimă bună. Pentru că, fraților, dragostea extravagantă, categoric, nu calculează prețul. Știi ce se întâmplă? Zice Domnul Iisus Hristos într-o altă Evanghelie, zice, cui i s-a iertat mult, iubește mult. Amin. Amin. Dar acum vă pun o întrebare, nu cu mână ridicată. Dar vă întreb, vi s-a iertat mult sau puțin? Atunci, domnilor, trebuie să devenim extravaganți față de Dumnezeu. Fii atent, dacă ești ca mine, înseamnă că ți s-a iertat mult. Tocmai din cauza aia, trebuie să învățăm să-L iubim pe Domnul Iisus într-un mod extravagant. Amin. Într-un mod care șochează.
Trebuie să învățăm să iubim pe Domnul Iisus într-un mod care enervează pe alții. Rețineți acest prim adevăr. Dragostea extravagantă nu calculează prețul. Ea nu poate calcula prețul. Au zis al doilea adevăr care mi l-am notat. Dragostea extravagantă folosește ocazia. Maria a avut o singură ocazie să-și arate dragostea față de Mântuitorul ei. Față de cel ce i-a iertat atâtea păcate și a folosit singura ocazie să-și arate dragostea, dragostea extravagantă față de Dumnezeu. Este dragostea care folosește ocazia. Maria a folosit singura ocazie să facă ceva special pentru Domnul ei, pentru Mântuitorul ei și pentru Dumnezeul ei. Slavă lui Dumnezeu! Fiți atenți! Sunt lucruri în viață. Și să nu uitați. Sunt lucruri în viață pe care le poți face o singură dată. Dacă nu le-ai făcut atunci când ai avut ocazia, te ras. Nu le mai ai. Nu mai ai ocazia să le faci nici o dată. Sunt lucruri în viață pe care poți să le faci o singură dată față de Dumnezeu. Folosește ocazia. Sunt lucruri în viață pe care dacă le-ai ratat și le-ai pierdut, nu le mai poți găsi niciodată. Dacă pierzi trenul ocaziei tale, sau avionul ocaziei tale, nu-l mai poți prinde niciodată. Domnul Iisus avea nevoie de gestul ei de dragoste atunci. Urma să fie prins, urma să fie ucis, urma să fie judecat, omorât. Avea nevoie de încurajare. Avea nevoie în momentul acela de binecuvântare. Avea nevoie ca cineva dintre oameni să simtă cu el. Și femeia aceasta, dintre toți ucenici, a fost singură care și-a arătat dragostea față de Domnul Iisus într-un mod sfânt, dar extravagant. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Pentru prea mulți dintre noi, tragedia, știți care este? Și biserica asta este plină de tine. Slavă Domnului! Vorbesc foarte serios. Biserica aceasta este plină de tine. Noi, tineretul, suntem majoritatea aici. Amin. Mă bucur că m-ați încurajat un pic. Îmi pare rău pentru cei ce n-ați zâmbit. Însă vreau să vă spun care este tragedia unora dintre noi. Pentru prea mulți dintre noi, tragedia este că viața noastră este istoria oportunităților pierdute de a face un lucru frumos pentru Iisus Hristos. Este tragedie în viață că ai avut atâtea ocazii să faci ceva pentru Iisus Hristos frumos și le-ai ratat pe toate. Doamne, iartă-ne! Când vom ajunge în cer, prin Harul lui Dumnezeu, veți vedea că cea mai mare durere pe care vom avea în cer este că am avut șansa să ne arătăm deseori extravaganța iubirii pentru Domnul și au arătat-o. Al treilea aspect. Iubirea extravagantă depășește principiul rațiunii. Când ucenicii au văzut risipa aceasta, când ucenicii au văzut dragostea acestei femei pentru Domnul Iisus, i-a luat toată ciuda. A început să zâmbâțe de ciuda. Și a spus, parfumul ăsta se putea vinde și cu banii să-i dăm la săraci. Făceau ei pe caritabili, dar Biblia spune că Iuda era un hot și un tâlhar. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că iubirea extravagantă depășește principiul rațiunii. În acea ocazie, fiți atenți, în acea ocazie, vocea rațiunii a spus, ce risipă, ce pierdere, au zis câțiva ucenici. Prea drept, prea corecți. Vocea rațiunii în acea ocazie a zis, ce pierdere, ce risipă, ce distrugere, ce neșansă, ce păcat. Asta era vocea rațiunii. Dar există și o altă lume, diferită de lumea rațiunii și de vocea rațiunii. Este lumea iubirii. Și vocea iubirii și lumea iubirii, în ocazia aceea, a făcut diferența. Rațiunea a spus, lumea rațiunii a spus, vai, ce risipă! Dragostea a spus, vai, ce ocazie să o folosesc. Fraților, bisericile lui Dumnezeu, Domnul,
Biserica creștină din România, ortodoxă, catolică, baptistă, pentecostală, etc. Și de ce suferim, majoritatea dintre noi, suferim de un păcat foarte subtil și foarte primejdios. Lipsa de dragoste extravagantă față de Iisus Hristos. Fac pariu cu toți, pe cât vreți. Pe 10.000 de euro. Știu că unii aveți împotriva pariurilor multe, dar eu îndrăsnesc, cel puțin figurativ, să vă spun. Fac pariu cu dumneavoastră pe cât vreți. Că dacă ai hotărât să-L iubești pe Iisus Hristos ca Maria, adică extravagant, viața ți se va schimba și vindeca 100%. Amin. Familia, relația cu tine, între tine și soțul tău va fi vindecată 100%. Vei întineri, vei fi ridicat, vei fi înălțat, vei ajunge pe stâncă. Pentru că atunci când hotărăști să-L iubești pe Dumnezeu ca Maria, într-un mod extravagant, Dumnezeu te va binecuvânta, te va binecuvânta, te va binecuvânta, te va binecuvânta, îți va transforma viața 100% gloria lui Dumnezeu. Rațiunea ascultă de vocea prudenței. Dragostea ascultă de vocea inimii. Așa că suntem atât de prudenți, suntem atât de prudenți, când ar trebui să fim atât de extravaganți. Vreau să vă cer tuturor celor ce sunteți bărbați, căsătoriți sau necăsătoriți. Fraților, trebuie din acest moment să devenim extravaganți. În dragoste față de Dumnezeu și față de soția ta, față de prietena ta, față de prietena ta, de iubita ta, ce-o fi. Trebuie să devii extravagant. Amin. Dacă te căsătorești, fii atent. Și nu ești extravagant, ai încurcat. Că te lasă. Serios. Domnilor, zâmbiți voi, dar eu vorbesc serios. Dacă nu învățăm să iubim extravagant, eu vorbesc nu din experiența mea, din experiența multor familii pe care le-am consiliat. Și am încercat să le ajut. Pe unele am reușit, pe altele bani. Și cunosc câteva cazuri și sunt cazuri dramatice pentru mine, că n-am reușit să ajut. Când el aducea bani, în casă mulți. Și bun, și fain. Și a crezut că o câștigă cu bani. Nu funcționează. I-a adus bani cât a vrut. Dar i-a divorțat de el. Și zice, pentru că deși îi aducea bani, să știți că banii nu aduc fericirea. Mai țineți minte șlagărul ăla românesc? Bine, asta din generația noastră tânără. Tot mai deprețibilă. I-a dat bani, i-a adus bani. Și nu a funcționat. L-a găsit pe altul care a vorbit frumos cu ea, s-a purtat frumos cu ea, dar nu i-a dat bani. Dar i-a dat atenție. Și știi ce? Știi ce? E dureros. Dar exact așa s-a întâmplat. Fraților, trebuie să învățăm să iubim pe Dumnezeu extravagant și pe urmă trebuie să iubesc soția mea extravagant. Amin. Doamne, ajută-mă la aceasta. Amin. Și dacă n-ai bani, dacă o iubești extravagant, te va iubi la nebunie. Dar dacă n-ai bani, fii atent, iubește, arată-i dragoste, arată-i dragoste, sufoc-o cu dragoste, fii drăguț, fii tandru, fii gentil. Că stă lângă tine toată viața și veșnicia. Ai și vrea să scape, așa nu mai poți. Lumesc. Însă, asta este ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Trebuie să învățăm să iubim extravagant. Există o voce a rațiunii care este vocea prudenței, a zgârceniei. Dar există și o voce a iubirii. Și o rațiune a iubirii care este și ascultă de vocea inimii. O voce care și ascultă de o inimă care este extravagantă. Și, în final, vreau să mai amintesc încă ceva. Dragostea extravagantă, Maria asta a dat dovadă de dragoste extravagantă, dragostea extravagantă atrage critici, dar și aprecieri. A atras critici din partea unor ucenici, care nu știau ce este extravaganță. Nici nu știau ce înseamnă termenul extravaganță. Și a atras Mariei critici, că a făcut risipă. Însă știți care este frumusețea?
Iisus Hristos a apreciat. Și în final, luați-mă pe cuvânt. Nu contează atât de mult criticile zgârciților, ci contează aprecierile lui Iisus Hristos. Amin. Pentru că în final, fraților, noi vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Zgârciții o să dispară până atunci. Când Maria și-a arătat inima ei și dragostea ei extravagantă pentru Domnul Iisus, a atras critici din partea ucenicilor, care de fapt n-ar fi trebuit să critice. Însă în același timp a atras aprecieri tocmai din partea Domnului Iisus. Când îl iubim pe Iisus Hristos extravagant, adică atunci când nu suntem zgârciți cu Domnul, ci suntem risipitori cu Domnul, suntem darnici cu Domnul, nu toți vor înțelege gestul tău de dragoste pentru Iisus Hristos. Deși aproape, fii atent, deși aproape toți te vor critica când faci dragoste extravagantă pentru Domnul Iisus, Iisus Hristos te va aprecia. Cel ce are ultimul cuvânt în istorie este Iisus Hristos. Să fim înțelepți și să ne punem bine cu Domnul Iisus Hristos. Domnul îți va lua apărarea. În ciuda faptului că oamenii te vor critica, tu iubește-L pe Domnul Iisus cu risipă. Iubește-L cu extravaganță. Ai curaj să te îndrăgostești de Iisus Hristos și să-I arăți cu Iisus Hristos dragostea ta extravagantă. Și Domnul îți va lua apărarea și va critica pe cei ce au cârtit și au criticat și te-au criticat. Și Domnul Iisus Hristos îți va lua apărarea. Și știi ce? În ziua judecății, toți vom avea nevoie ca Iisus Hristos să ne ia apărarea. Ultimul adevăr. Extravaganța iubirii. Asta tare îmi place. Extra și este un adevăr formidabil. Extravaganța iubirii, domnilor, este calea de a deveni faimoși. Și în cer, și pe pământ. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Adevărat vă spun, zice Domnul Iisus în versetul 13, că oriunde va fi propovăduită această Evanghelie. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei. Amin. Vreau să spun în finalul acestui mesaj, acum când ne apropiem de masa Domnului, calea spre publicitate cosmică, istorică și mondială este să iubești pe Iisus Hristos la modul extravagant. La toți. Există ceva în majoritatea, poate că nu chiar în toți, dar există ceva în majoritatea dintre noi căruia și căruia îi place faimă. Există ceva în noi. Vrem să... Ne place să fim cunoscuți așa. Măcar o dată să apărăm la televizor. Măcar o dată. Știi? Sau dacă e chiar și de două ori. Și chiar de trei ori. Știi? Și te obișnuiești. Ne place faima. Există ceva în fire numai, un sâmbure acolo de plăcere căreia îi place faima și se hrănește cu faimă. Hai să vă spun din punct de vedere duhovnicesc, calea spre publicitate cosmică și istorică este dragostea cu Dumnezeu. Dragostea pentru Iisus Hristos. Ce nu facem din dragoste pentru Iisus Hristos, frate? Fii atent. Dacă vii la casa lui Dumnezeu, dar nu vii din dragoste pentru Iisus Hristos, așa de ușor ce ne omitești. Și de ce? Pentru că orice lucru pe care nu-l facem din dragoste pentru Iisus Hristos se va uita, se va vesteji, se va prăfui, va fi aruncat la coșul de gunoi al istoriei, va muri și va trece, pentru că e fără valoare. Doar ceea ce facem cu dragoste în numele Lui Hristos și pentru Domnul Iisus Hristos primește valoare veșnică, glorie lui Dumnezeu. Nu știu cum aș putea să vă conving să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Și tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Ce nu facem din dragoste va muri, va păli, se va ofili, se va usca, va pocni, va muri, va dispărea. Însă tot ceea ce facem din dragoste va primi valoare veșnică. Slava lui Dumnezeu. Citiți cu atenție Matei 25 și veți rămâne uimiți. Noi suntem mântuiți prin har. Dar știți prin ce vom fi judecați? Prin fapte de dragoste. Va pune Domnul o grilă acolo. Știi?
Și tot ce nu-i făcut în dragoste, din dragoste pentru el, ajunge la coșul de gunoi al cosmosului. N-are nicio valoare. În Matei 25 zice Domnul Iisus, zice, am fost bolnav, ce este marea separare între oi și capre. Deci am fost bolnav și ați venit pe la mine. Știți ce înseamnă aia? Fapte de dragoste. Când ați vizitat ultima oară un bolnav? Băieți, tineret. Așa că mi-e frică de spitale. Când ați vizitat ultima dată o bolnavă? Când ați vizitat pe cineva ultima dată? Când ați scris ultima dată o scrisoare unuia din pușcărie care are nevoie de o mică încurajare și de un cuvânt de viață? Când? Când ați îmbrăcat pe un sărac? Știi ce înseamnă asta? Când ați dat bani la un nenorocit care este pe lângă tine? Poate chiar în biserică în acea seară. Când? Suntem mântuiți prin har. Dar vom fi judecați de Iisus Hristos pe bază de fapte de dragoste. Și tot ceea ce nu este făcut cu dragoste și nu este făcut din dragoste, n-are nici o valoare. Doamne, întură-te de noi. Vreau să vă întreb în final. Cât te costă pe tine Iisus Hristos? Cât te costă pe tine relația cu Iisus Hristos? Știți, unii dintre noi avem impresia, Domnule, dacă mă pocăiesc, de acum trebuie să primesc. Greșit. Dacă te pocăiești, trebuie să dai. Asta este pocăința adevărată. Sigur că dacă vei primi cu vârși îndesate, categoric, și pe pământ, dar și în cer. Însă, vreau să vă întreb, cât ne costă, cât ne mai costă pe noi mântuirea? Cât ne mai costă pe noi pocăința? Acum s-ar putea să pierd câteva simpatii. Poate că până acum ai vrut să te pocăiești, dar de acum, când auzi predica asta, îmi iasă un riscul. Cât te mai costă pe tine creștinismul? Te costă ceva? Vreau să vă întreb, fraților, așa, o întrebare, nu doar retorică. Joia seara, pe unde sunteți? Știi, la ora 7 e slujba aici. Dar e rugăciune, e slujba. Pe unde sunteți joia? E bine că veniți duminica, ne bucurăm. Dar joia, ești în și nu numai aici, ești undeva la o rugăciune. Unde ești duminica dimineața? Ești în casa lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, te mai... Asta este întrebarea, de fapt. Că nu doar venitul la biserică este regula că tu ești îndrăgostit de Dumnezeu. S-ar putea să nu fie aia. Însă, ceea ce vreau să te întreb este următorul adevăr. Cât te mai costă pe tine pocăința? Pe femeia asta a costat-o. Ce a avut mai mult și mai scump și mai valoros? Zice David împăratul, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Cât de mai costă pe noi? Credeți că dacă dați exunială, pentru că în biserica stânca noi toți, ucenicii, membrii ucenici, dăm lui Dumnezeu zeciuială. Credeți că dacă dați zeciuială, faceți mie vreun bine? Greșit. Dacă dai zeciuială, ție îți faci cel mai mare bine. Pentru că în Maliahii se spune, Dumnezeu zice, aduceți la casa mea zeciuielile voastre, ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea că voi deschide pentru voi zăgazurile cerului și voi turna peste voi belșug, belșug, belșug de binecuvântare, gloria lui Dumnezeu. Știi? Când ești extravagant cu Domnul, de fapt, ești extravagant cu tine. Amin. Cât te mai costă pe tine pocăința? Te costă ceva? Sau când e vorba de Dumnezeu, dai cât mai puțin, știi? Da, nici nu mai dau niciun lemn în criză. Ok. Dar fii atent că vei rămâne în criză. Eu o să fiu bine mersi și tu o să fii în criză. Pentru că tu ești zgârcit cu Domnul. Când ești zgârcit cu Domnul, Domnul va fi zgârcit cu tine. Când ești extravagant cu Domnul, Domnul este extravagant cu tine. Fii atent. Te costă ceva pocăința? Fii atent. Dacă pocăința nu te costă mândria ta. Ai încurcat-o. Când devii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să moară mândria. Amin. Când devii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să moară chiar și prostia. Doamne ajută! Știi, când devii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să moară mofturile, răutatea. Trebuie să moară chiar și religia aia pe care o ai tu, baptistă sau ortodoxă, pentecostală. Trebuie să moară. Trebuie să te coste ceva.
Când devii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să moară păcatul din viața ta. Trebuie să moară comoditatea din viața ta. Nu poți fi ucenic și să nu te coste nimic. Nu poți fi ucenic și să aștepți numai să primești. Când devii ucenic extravagant, trebuie să înveți să dai. Pentru că și ce spune Domnul Iisus în Fapte? Zice așa. Pavel îl citează pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos a zis așa. Mai ferice este să dai decât să primești. Poporul adevărat al lui Iisus Hristos este un popor plin de bunătate. Ucenicii adevărați și autentici ai Domnului Iisus Hristos știu să fie extravaganți. Ei nu se pot abține. Câteodată închei. Cât și vă spun o chestiune importantă. Acum noi ne apropiem de masa Domnului. Când Iisus Hristos stătea pe cruce și murea, știți ce demonstra? Dragostea extravagantă. Câteodată tare mă ciudă pe nevastă mea. Vorbesc serios. Să vă spun, să nu vă spun. Să vă spun că altfel plecați necășiți și e adevărat, îi fac un compliment în seara aceasta, dar domnilor, când faci o mâncare, mai ales când avem musafiri, de-aia nici tot. Dar săptămâne s-am trăit bine, că am tot avut musafiri. Când avem musafiri, fraților, faci o mâncare așa de bună. Vorbesc foarte serios. Și ce ați trecut prin noi, prin casă, știți, dar atât de scumpă este mâncarea aia. Știți ce înseamnă aia? Tot cele mai interesante ingrediente, caută, citește, în cărți de bucată, zic, ce faci? Păi, ce o văd cu ispita aia de rețetă, știi, în față. Tot este extravagantă. Pune mai mult din aia, pune din aia, pune din aia. Zic, mai, dar nu mai pune atât, ce-mi dai, mi-i dai și lui, știi? Dar nu poate. Îi place să fie extravagantă. Fraților, trebuie să învățăm să ne placă să fim extravaganți. Față de Iisus Hristos. Alex, față de Iisus Hristos trebuie să fii extravagant. Tu. Noi trebuie să fim extravaganți față de Iisus Hristos și când suntem extravaganți față de Iisus Hristos, cădem la picioarele Lui. Intrăm sub autoritatea Lui și trăim spre slava Lui. Amin.